Știți ce se întâmplă de regulă cu presa? Dă buzna, intră așa în casele oamenilor, în sufletele lor, nu-i lasă să trăiască și mai mult decât atât le pune tot felul de întrebări. Cam asta am făcut și noi la mănăstirea Hurez, unde am intrat așa pur și simplu în mănăstire. Maica Ambrozia, săraca, se ocupa de restaurare, de lume, de tot ce se întâmplă pe aici. Încerca să discute și cu Maica Stareță și iată ce s-a întâmplat. Am fost noi până pe Maica Ambrozia și am rugat-o să ne povestească. Maica, turiștii, în momentul în care vin la Hurez, ce trebuie să știe despre această mănăstire? În primul rând trebuie să știe că este ctitoria domnitorului Constantin Brâncoveanu, prima ctitorie și cea mai reprezentativă pentru epoca brâncovenească. Foarte bun. Deci, noi suntem în anul Constantin Brâncoveanu. Da. Perfect. Asta înseamnă că o parte din lucrările pe care le vedem aici s-ar putea să aibă legătură chiar cu festivitățile legate de acest jubileu. Da, exact. Tot ceea ce vedeți, schele și la interior și la exterior, are legătură cu evenimentul care se apropie. Ce recomandați turiștilor, pelerinilor, dacă au și înțelegerea duhovnicească, să vadă în momentul în care vin în mănăstirea asta? În primul rând, Biserica Mare, care este așezată chiar în centru. Și în biserică, bineînțeles că se poate vedea pictura restaurată. Apoi iconostasul, care la fel este unul dintre cele mai frumoase iconostase brâncovenești, după părerea mea cel mai frumos. Apoi avem și Sfinte Moaște, donate chiar de domnitorul Constantin Brâncoveanu, acum 300 de ani. Și totodată turiștii pot vedea o oraclă nouă făcută din argint, o oraclă foarte frumoasă. Apoi pot vedea trapeza brâncovenească, care se află axial cu biserica, chiar în fața bisericii, și paraclisul brâncovenesc. Iar pentru a-și, zic așa, a-și întregi cunoștințele, asta presupune să rămână la noi peste noapte pentru a vizita și schiturile. Mănăstirea are la fiecare punct cardinal câte o biserică, iar două dintre acestea au împrejur chilii, deci sunt schituri. Înțeleg. Ați spus de la masă peste noapte. Acum, vrând trebuie să intru în niște detalii care îl interesează pe pelerin sau turist în sfârșit. Așadar, aveți unde să-i cazați? Nu avem foarte mult spațiu de cazare, dar de obicei turiștii care vor să vină la noi trebuie să dea telefon cu o lună înainte pentru a face rezervare, pentru a ști dacă sunt locuri disponibile. Așadar există un site, bănuiesc, al mănăstirii care poate fi accesat pe internet. Da, și un telefon. Există date despre mănăstire. Noi personal nu avem un site special al mănăstirii. Intenționăm în viitor să facem așa ceva. Însă date despre mănăstire se găsesc pe internet. Am înțeles. Așadar, există schiturile care trebuie vizitate, există această trapeză, sala de mesă, ca să traducem în limbajul comun, paraclisul, care este de fapt o capelă mai micuță, undeva probabil încastrată în... capela particulară de rugăciune a domnitorului Constantin Brâncoveanu. Mai există, dacă nu mă înșel, și undeva în afara zidurilor un vechi set de construcții, nu? Da, este vorba de biserica de la Bolniță, bolnița ctitoria doamnei Maria Brâncoveanu, și ruinele acestui spital care a existat în trecut pentru călugării bolnavi, dar acum sunt numai ruinele. Însă biserica se poate vizita, bineînțeles, cu ghidul mănăstirii. Noi facem acolo slujbă numai în postul adormirii Maicii Domnului.